Am învățat să alerge la 33 de ani. El este Andrei Roșu, un fost sedentar, actualmente primul român care a terminat cel mai dificil ultratriatlon din lume, Londra-Paris. Și-a stabilit obiective mărețe și a depășit temerile, a ieșit din zona obișnuită de confort pentru a se bucura de viață prin alergare și vrea să o țină așa până la 100 de ani. Nașterea fiului său, Alex, a fost catapulta care l-a ridicat de pe canapea pe Andrei și l-a aruncat în Adidas. A început să alerge ca să fie un model pentru copilul său. A devenit primul român care a parcurs 100 de kilometri în Antarctica. Apoi a intrat în cartea recordurilor după ce a alergat 7 maratoane și 7 ultramaratoane pe 7 continente diferite. Și pentru mine alergarea este și un instrument de dezvoltare personală, pentru că m-a disciplinat foarte mult și m-a învățat că pentru a atinge un obiectiv trebuie să urmezi niște pași. După 5 ani de la primii pași în alergare, în vara lui 2015, Andrei a bifat peste 15.000 de kilometri și 800.000 de vizitatori pe blogul său. Pe 1 iulie 2015, Andrei Roșu a încheiat cel mai dificil ultratriatlon din lume, Londra-Paris, și este singurul român care a reușit acest lucru. Prefer să rămân în categoria sportivilor amatori și pentru mine cea mai mare performanță a fi să alerg până la 100 de ani, poate și mai departe. Pentru mine este mai puțin relevant pe ce loc ies la o competiție. Important este să alerg zilnic, să mă simt foarte bine făcând asta, corpul meu să întinerească pe zi ce trece. Pe Andrei Roșu îl găsiți aproape în fiecare dimineață alergând de la ora 5 pe aleile din Parcul Herăstrău sau pe pista stadionului Dinamo cu prietenii săi. Cum să-i călcăm pe urme, ne spune chiar el. L-a invitat în studioul știrilor, este în carne și oase Andrei Roșu. Bună dimineața, Andrei! Bine, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Un tip tot timpul cu zâmbetul pe buze, jovial, indiferent de oră și mai ales acum că vii după un maraton alergat între Nisa și Cannes. Ce poate fi mai frumos? Da, a fost o experiență frumoasă, mai ales că am alergat alături de soția mea, a fost al doilea maraton din viața ei. Corup mai, pe toată lumea. Când mai prindem noi 4 ore fără copii, nu? Așa să discutăm. Da, și am fost împreună cu mulți români. Spre surprinderea noastră, România nu apărea pe lista țărilor participante. Mă rog, mai sunt și astfel de erori. Dar a fost o experiență de care ne vom aminti cu siguranță toată viața. Cum reușești să le împaci pe toate? Pentru că ai doi copii, ai un job, o soție și practici mult sport. Cum e timp pentru toate? Este vorba de modul în care mă organizez ziua, pentru că este dificil să le îmbini. Este ca și cum ai alerga la birou pe banda de alergare cu copii în spate. Deci acest lucru nu e posibil. Mă trezesc foarte devreme, mă antrenez, cam 95% din antrenamente sunt dimineața, apoi încerc să ajung cât mai devreme la birou, să încep ziua de lucru cu ce este mai dificil și să plec la timp de la birou. Și seara, bineînțeles, după mată seara, să petrec timp cu familia. Și somnul? Unde intră în... Mă culc de vreme. Undeva 9:30, mă culc cu copii și mă trezesc pe la 5. Dar asta, cum reușești să culci copii la 9:30? Asta e uneori, noi nu reușim la uneori, uneori mă culc că ei, îmi citesc cu poveste. Da, e... Dacă ține și de alimentație și de hidratare, numai dacă îi dai o băutură energizantă copilului la 10 seara, va fi greu să... sau dacă se uită la desene animate. Dar ne-am obișnuit așa și cred că e un stil de viață sănătos. Când vorbim de Andrei Roșu, nu mai ne gândim la un om care alergă prin parcuri așa doar să se întrețină. Ai bifat deja ceva performanțe, însă alergarea rămâne la baza acestor performanțe, alergarea de dimineață, așa a început, pur și simplu alergând. Da, cred că oricum în ADN-ul nostru există alergarea, este un sport pe care îl practicăm de când s-au inventat animalele care ne vânează, nu? De milioane de ani și cred că este o bază solidă pentru orice sport de enduranță, pentru că în felul ăsta obișnim inima cu efortul și automat putem muta această enduranță în orice sport, în pedalat, în not, vâslit și mai departe. Știu că alergi indiferent de anotimp. Da, bineînțeles, am descoperit că cel mai frumoase alergări sunt atunci când vremea ți este potrivnică, așa. Aș fi zis exact caracter. Invers, m-ar fi tentat să alerg vara, nu iarna. Până la urmă, marinarii buni se formează în furtună, deci așa este și cu alergarea. Dacă antrenamentele sunt dificile, oricum, primii 200-300 de metri sunt mai dificili când este vreme rea, după care totul este foarte bine. De ce să alergi dimineața? În primul rând pentru că în felul ăsta ne asigurăm că se întâmplă alergarea, pentru că dacă amânăm pentru finalul zilei, este foarte posibil să apară multe lucruri. La ora aceea, la 5-6 dimineața, nu te deranjează nimeni, cu siguranță. De asemenea, gestionezi altfel stresul pe parcursul zilei, începi ziua cu alt tonus și cam totul se schimbă. Masa principală este micul dejun, pentru că după o oră, două de sport, cu siguranță vei avea poftă de
de mâncare și, mă rog, ar mai fi vreo 20-30 de motive, dar nu intrăm acum în detalii. Să te caute prin par dimineața oamenii care vor. Ai început să faci sport ca amator, acum ești deja un exemplu pentru foarte mulți. Acum 4 ani sau acum mai bine de 4 ani nici nu știai să înnoți. Da, undeva în 2011 am luat primele lecții de not în vară și din 2012 am început să mă antrenez. Emulțetem foarte mult de apă, de înălțim, de cum să scape de ele? Și eu am o mulțime de temeri, inclusiv aceasta de apă, dar am observat că aceste temeri sunt de multe ori iraționale și până nu te confrunți cu ele, nu le depășești. S-ar putea să nu-ți treacă această frică, dar măcar te obișnuiești cu, și o accepti. Așa că, ușor, ușor, cât un bazin cu exerciții și... Treptat am crescut distanțele și până la urmă limitele sunt doar aici. Exact. Ce îndrum pe tineri, pe oamenii care vor să facă mișcare, pot doar să alerge fără să se gândească neapărat la performanță, să termine nu știu ce distanțe? Bineînțeles. Sigur că ajută să ai un obiectiv, măcar unul pe an, pe vorba de un maraton, un semi-maraton de 10 km, acum în funcție de nivelul fiecăruia. Dar important este să implementăm mișcarea și orice formă de exercițiu fizic în viața noastră. Chiar și mersul pe jos este o formă de mișcare foarte bună. Deci îi îndemn să facă multă mișcare. Este greu începutul, totdeauna, și în orice proiect este greu începutul, dar după câteva săptămâni deja ne creăm o dependență bună. Și până la urmă e un efort, pentru că noi vorbim așa cu zâmbetul pe buze, tu vorbești la fel cu zâmbetul pe buze, însă în spatele acestor performanțe, atâtor kilometri alergați, e un efort important pe care îl depui. Ce e cel mai greu? Cel mai greu e totdeauna să te ridici de pe canapea. Revin la acest îndemn. Pentru că după ce te-ai ridicat de pe canapea, lucrurile devin mult mai simple. Încep cu 100 de pași, apoi 200-300. O să vezi că de la o zi la alta dobândești al nivel de anduranță. Se din ce în ce mai simplu. Devii mai deschis către informații, te documentezi și așa te trezești făcând un maraton foarte ușor. Și hrana sănătoasă pe care ai ales-o? Cred te ajută și, mult și ea? Bineînțeles. Până la urmă și nutriția trebuie adaptată obiectivelor pe care le ai în viață. Indiferent că vorba de slăbit, de a face performanță într-un anumit sport. Partea frumoasă în momentul în care faci mișcare este că ai nutriționistul cu tine, pentru că organismul îți va spune ce ai nevoie. Adică acum ești 5 chiftele și alergi, o să vezi că acele chiftele se vor... Mă rog, stomacul se va revolta. Dacă mănânci, nu știu, niște fructe sau legume, o să vezi că simți mult mai bine. 30 de secunde mai avem ultima întrebare, pentru că ai un slogan simplu și concis, apropo de obiective, Deca is my Mecca, 38 de kilometri, 1800 de kilometri, 38 de kilometri not, 1800 de kilometri pedalat și 420 alergare. Obiectivul tău pentru anul viitor. Într-un viitor, da. Am crescut treptat distanțele, am văzut că mă simt din ce în ce mai bine, analizele din ce în ce mai bine față de acum 6-7 ani și următorul ultratriatlon este acela pe care l-am menționat, va avea loc anul viitor, undeva în luna noiembrie. Și sunt sigur că se va termina cu bine. Partea frumoasă a obiectivelor mari este că te transformă și la finalul unei astfel de curse ești cu totul alt om. Și o satisfacție imensă ai, bineînțeles. Noi îți urăm succes și îți mulțumim că ai venit la noi studio. Și să-ți îndeplinești cel mai important obiectiv, acela de a trăi până după 100 de ani. Împreună cu voi. Doamne ajută! Mulțumim frumos, Andrei, pentru prezență.